49.591 de cazuri de COVID-19. Atât au fost înregistrate în România de la începutul pandemiei. 26.609 pacienți au fost declarați vindecați și 4.005 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.356 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. În Maramureș au fost înregistrate 15 cazuri noi în 24 de ore, dintr-un total de 401, câte apar în statistici de la începutul pandemiei. Disting de cazurile nou confirmate în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 526 de români au fost reconfirmați pozitivi, doi sunt din Maramureș. Din păcate, până astăzi 2304 persoane diagnosticate cu COVID-19 au decedat. Două persoane sunt din Maramureș. Este vorba despre o femeie în categoria de vârstă 30-40 de ani care era însărcinată și prezenta mai multe probleme de sănătate și de un bărbat în grupa de vârstă 50-59 de ani, de asemenea cu probleme de sănătate. În ceea ce privește județul Maramurei, statisticile mai arată că în prezent 111 persoane sunt în grija medicilor pentru tratament și 267 s-au vindecat și externat. Până la această dată, la nivel național au fost prelucrate 1.177.630 de teste, dintre acestea 23.346 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 13.566 în baza definiției de caz și a protocolului medical, iar în 9.780 la cerere.